Scandale în fotbalul românesc încă din prima etapă a noului sezon de Superliga. Acesta îl are în prim plan pe secundul din acta lui FC Botoșani, Marius Croitoru. Chiar dacă, conform noului regulament, antrenorii fără licență pro nu mai au voie să dea indicații de pe marginea terenului în timpul partidelor oficiale, Marius Croitoru nu a ținut în nicio clipă cont de asta și a strigat de lângă banca de rezerve a lui FC Botoșani pe aproape întreaga perioadă a desfășurării partidei de la voluntari. În urma constatării acestor fapte, Lucian Burchel a decis demararea procedurilor pentru ca lui Marius Croitoru să-i se facă dosar în vederea trimiterii acestuia în fața Comisiei de Disciplină. Noi credem că domnul Iftime a fost conștient încă de la început la ce probleme poate să expună clubul dânsului prin angajarea lui Croitoru pe o funcție pe care în realitate nu o exercită. S-au strâns probe destul de clare împotriva lui Marius Croitoru, prin care i se va face un dosar în vederea reclamării acestuia la Comisia de Disciplină, deoarece s-a ridicat și a dat indicații în timpul meciului echipei sale din prima etapă. La fel de conștient credem că a fost și Mihai Ciobanu atunci când a acceptat să își pună la bătaie licența pro pentru altul, deși nu el este antrenorul principal cu adevărat, au declarat surse din cadrul Federației Române de Fotbal pentru ProSport. În aceeași situație se află și omologul lui Marius Croitoru de la voluntari, însă în cazul lui Ilie Poenaru nimeni nu a avut niciun comentariu, deoarece acesta a păstrat aparențele și a fost rezervat pe parcursul meciului din prima etapă. Marius Croitoru riscă acum cea mai drastică amendă și suspendare din istoria Ligii I, iar principalul Mihai Ciobanu este în pericol de a își pierde pentru 2 ani licența pro. Nici clubul FC Botoșani nu va fi scutit de neplăceri în cazul în care Comisia de Disciplină va da un verdict nefavorabil, oficialii grupării din nordul Moldovei fiind pasibili de o amendă în valoare de 200.000 de lei.